Constanța este unul dintre marile orașe ale țării care se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de parcare. Astfel, șoferii parchează acolo unde găsesc loc liber. Trotuarele sunt invadate de mașini. Vă deranjează, doamnă, că sunteți nevoită să mergeți pe carosabil și pe mașini? Vă dați seama că da. Ce credeți că ar trebui făcut în sensul ăsta? Locuri de parcare. Ne merităm soartă. Tomitanii trebuie să voteze ce trebuie. Atâta timp cât sunt mașini, dai voie să aibă mașină, prevede cumva să avem și unde să le parcăm. Situația însă se va schimba. Până acum, legea permitea doar ridicarea mașinilor de pe drumurile publice, nu și de pe domeniul public. Un automobil parcat pe prima bandă de circulație putea fi ridicat de autorități, în timp ce o mașină lăsată pe trotuar nu. În primele 10 luni ale acestui an, la nivelul județului Constanța, polițiștii rutieri au aplicat 608 sancțiuni contravenționale conducătorilor de vehicule pentru oprirea, staționarea sau parcarea neregulamentară. La Constanța, autoritățile locale au căutat soluții pentru stoparea fenomenului. Șoferii însă au o singură întrebare. Unde vor mai parca? Fosta conducere a primăriei Constanța a încercat stoparea acestui fenomen încă din toamna anului trecut, prin montarea unor astfel de stâlpi pe trotuare în mai multe zone ale orașului. E un lucru foarte bun. Cel mai bun lucru la ora actuală în Constanța. Ar trebui să se pună pe tot trotuarul, ca să nu se mai poată... Credeți că ar fi singura soluție să se pună stâlpișor? Sincer, da, pentru că altfel lumea într-adevăr urcă în continuare. Legea a intrat în vigoare de la sfârșitul săptămânii trecute. Amenda minimă pentru parcările neregulamentare este de 290 de lei, iar cea maximă ajunge la 725 de lei.